și-au demonstrat valoarea de la primul meci al turneului final destinat juniorilor 3. Partida cu Unirea Sân Nicolau Mare a fost plină de spectacol. Oaspeții au avut baterii doar pentru primele 5 minute când s-au aflat la conducere, după care băcăoanii au jucat un handbal modern și nu le-au mai dat nicio șansă adversarilor. La pauză a fost 19-10 pentru CSM Bacău 2010, iar în repriza secundă, tinerii handbaliști băcăoani au apăsat și mai tare pe accelerație, profitând de căderea fizică a oaspeților și au câștigat meciul la o diferență de 23 de goluri. Scor final 45-22. Iată rezultatele complete după prima zi a turneului final de handbal masculin juniori 3 găzduit de Sala Sporturilor din Bacău. LPS Suceava, HC Argeș Pitești 30-31, LPS Vaslui, AH Minaur Baia Mare 14-31, CSS Galați Universitatea Transilvania Cluj 24-26, CSM Bacău 2010 Unirea Sân Nicolau Mare 45-22.